Dar spuneam că adică era bine dacă aveam chestii ca să vedem cum se întâmplă. Mai vrem doar 5. Încerc mai devreme, dar se poate să aveam o chestie să fiu așa la colegi care se vede față. Ca să-i promet ce dacă am stat pentru deci asta am zis la anunț astăzi. Acum, sunt în drept, în drept. Adică da, ce au propus? Care e poziția Ministerului Agriculturii? Nu este nicio diferență față de cele care le-a propus Abuzeu. În ce poziție suntem din licitat banii, reținut din banii care sunt indicat în Agriculturii. Domnul Ministru, eu nu cred că chiar ați mers cu toate 5 poziții. Cred că au fost discuția așa. Măcar stați așa, nu ne în fața noastră, cum ați văzut că actual, avem probleme reale. Avem problemele noastre. Singur n-ați venit să prășați, de ce? Dacă ați venit așa, bine, gata, 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 veniți la prășați. Vă rugăm, domnule primar, domnule ministru, un mesaj vreau să vă transmit. Noi sperăm foarte mult la o bună colaborare și o bună intenție de partea noastră și sperăm într-adevăr să ne reprezentați așa cum sperăm și cum ar trebui, adică să reprezentați cum a spus mai devreme, fără noi, la rost ministerul. Un lucru vreau să vă transmit, colegii care au venit aici în teritoriu au venit, ca ei singuri au spus venit și noi marți. Vreau să vă spun, sper foarte mult personal și partea colegilor mei la un răspuns cât mai apropiat de ceea ce doleanțe avem noi, astfel încât nimeni nici nu pleacă până nu vedem un răspuns pozitiv. Sperăm foarte mult un răspuns pozitiv. Da. Deci, de-a lungul timpului, prețul de vânzare a vostrui este mai mare decât cheltuielile pe care le-ați făcut. Mai mic, mai mic. Adică prețul vostru de produse. Deci, când am fost la Bruxelles și le-am dat toată, din păcate, din cauza războiului sau regimului, trebuie să înțelegeți că noi, până la război, exportam în 24 cereale noastre, 24. Dacă după război ne exportăm numai 14, în Turcia nu se exportă deloc, absolut. De la 1 ianuarie până acum nu se exportă deloc în Turcia. În Turcia este o pastă fost doar vorbate. Noi am dublat calitățile exportate în România, dar în schimb s-au produs un prieten. Evident că în 2022 prietenul s-au produs din cauza importurilor în Republica Moldova, că au fost majorate calitățile. Dar ulterior în România, când noi exportăm acum, chiar dacă am majorat cantitățile, 53% de export am majorat cantitățile care exportăm în România, pe cealaltă ce mai apropiat. În schimb, datorită prețurilor mai mici, în lumea pe prețurilor. Eforturile care făcea Ministerul începând cu luna aprilie, sunt colaborat și cu colegii noastre care vă reprezint fiecare dată, este de a umbla la reducerea prețului de cost. Dacă s-au majorat foarte mult și, din păcate, în toamna anului 2022, atunci când a avut loc procesul de semănare, agricultorii au prins picul la prețul la butărină și picul de creștere la prețul la îngrășămini. Evident că aceste prețuri foarte mari astăzi sunt în celălalt. Adică eu vă spun toate lucrurile astea ca să înțelegeți că Ministerul Culturii este ancorat în realitatea voastră și nimeni nu crede în povești sau ca ai vezi preț. Eu înțeleg că calculele care voi demonstrați în materie de prețuri de cost sunt adevărate. Și de la acest moment de drept vă faceți toate eforturile și la ori 5 ori vă spunem care sunt sumele de bani și care vor fi schemele împreună cu colegii noștri cu care noi vom merge și prin formulă și formule de discriminare pozitiv, negativ, micro, mici, cum se vor împărți bani. Toate lucrurile astea vor fi făcute extraordinar de transparent și foarte multe altele. Domnul Ministru, așa, întrebare. Care poți să mai să simplu, clar, direct, ca să nu toată lumea, ca să facă. Ok, eu fac
să pun pe ora. Dacă este un rezultat mai repede, orice rezultat. Domnul ministru, noi examinăm varianta că totuși aceste compensații să fie alocate pentru fermieri mici și mijlocii. Eu sper. Că ieri am ascultat cum ați vorbit, că absolut pentru toți. Noi în revendicările noastre, haideți cu cifrele să ne înțelegem. Dumneavoastră ați mers la Bruxelles cu câteva variante, dar una de bază a fost varianta 53 de milioane de euro, ceea ce este egal aproximativ 1.200.000.000 de lei. Și asta cam corespunde cu calculele noastre. Noi în revendicările am solicitat ca să fie alocate resurse exclusiv pentru fermieri mici și mijlocii. Conform legii, dar mai apare și criteriul, cred că după suprafață. Asta ar fi echitabil. Calculele noastre arată că cu 700.000.000 o să fie suficient să alocăm compensația de 3.000 de lei per hectar. Și prima tranșă noi am solicitat 350.000.000. Noi putem miza că mecanismul de compensare o să fie aplicat strict pentru fermieri mici și mijlocii, că anume ei sunt în cel mai mare pericol. Și faptul că la noi 4 holdinguri exportă producția fără procesarea, ceea ce ați spus dumneavoastră ieri la televiziune este corect, că asta e riscul mare, că subvențiile merg toate și se duc din țara, asta e corect. Dar faptul, dacă noi pierdem fermierii mici și mijlocii, iată reprezentanții aici, înseamnă că mai departe Moldova rămâne în mâinile la 3-4 mari holding. Întrebarea și solicitarea noastră, să fim siguri că acest mecanism, nu știu care o să fie decizie, noi sperăm că o să fie suma care noi am solicitat, să fie acest mecanism aplicat doar pentru fermieri mici și mijlocii și atunci noi o să ne încadrăm în sumă chiar mai mică decât cea solicitată de dumneavoastră la Uniunea Europeană. Deci noi vorbim cu același lucru, v-am spus acum că conform legii noi 71 de subvenționare, noi trebuie să-i numim micro, mici și mijlocii. Da. Pentru că noi vorbim despre dimensiunea financiară, adică noi de da. Exact micro, mici și mijlocii, maxim mijlocii. Și evident va trebui de introdus și măsurile de discriminare pe bază de suprafețe. Pentru că dacă noi astăzi vorbim de conform de sărbătorul subvenționat în agricultură, vorbim despre un agricultor mijlociu, noi vorbim până într-o 100 milioane. Da. Pentru că noi vorbim cifra anuală de rulaj. Micul e până în 50, mijlociu de la 50 până la 100 milioane. Adică dacă noi vorbim despre 50 milioane și 100 milioane în plus, practic, toți agricultorii cu suprafețele foarte mari vor intra, vor fi eligibili pentru astfel de subvenții. De acest considerent, va fi obligatoriu nevoie de introdus în mecanismul de calculare discriminarea pe bază de suprafață de teren. Cât e mai mare suprafață, cu atât, exact cum a fost cu motorina din partea României în 2020, când se ajunge la o cantitate de suprafață X, deja nu se plafonează, dar se mutește la coeficientul și ce înseamnă că este ajutorul. Cu siguranță așa va fi. Corect înțelegem că totuși varianta de bază cu compensații pe care merge și insistă Ministerul Agriculturii este alocarea compensațiilor per hectar. O să vă spun în care va fi posibilitatea reșirii banii care dar care e poziția Ministerul Agriculturii? Natura depinde în totalitatea sa de bani care vor fi oferiți mai mult. Dar va fi una dintre acele 5 forme. Pentru că în acele 5 forme este subvenționarea la acces la motorină ca o formă economică de susținere reală. Dar ciza asta altceva. Este subvenționarea la îngrășăminte, pentru că este tot foarte importantă. Și aici noi când am ajutat, a rugat FAO să-mi fac sumele lor, pentru că, dar țineți minte, Ministerul Agriculturii este pe dispoziția să subvenționăm facturile fiscale. FAO a venit cu o corectare din punctul de vedere pe primul. Deci el o să în felul următor. Că dacă agricultorul în toamna anului 2022 a folosit îngrășăminte, el anul cu el are o roadă mai mare, dar în schimb e aici foarte scumpă, e aici scumpă. Dacă agricultorul nu o folosește, el este, mă rog, n-a avut baie scumpă, 24 de mii. El are roada mai mică, oricum nu știu care e. Și mai mult ca atât. Noi știm că în jur de 30-40% din agricultorii din Republica Moldova nu au reușit să folosească. Și anume vorbim de ăștia mici, foarte mici, care nu au potențial financiar scump de 24 de mii tona de grășământ. Nu știu, 27 de mii. O fost, da, exact. Și noi vorbim despre faptul că în toamna anului trecut nu s-au folosit, înseamnă că pământul a fost sărăcit de abordare.
să toamna anului curent, în 2023, trebuie să folosească mai mult. Adică metoda de subvenționare în bază de factură fiscală a agricultorilor care o folosit este una incorrect și discriminatorie în raport cel mic, care în toamna anului 2023 trebuie să folosească mai mult. De asta cel mai probabil, chiar dacă vom vorbi despre măsuri de subvenționare la îngrășământ, oricum ne vom lega de o suprafață de hectar, dar nu de factură fiscală. Deci, nu cred așa, dar toate mecanismele vor fi făcute. Asta este poziția actuală a Ministerului, pentru că noi ne-am interesat de toate părțile, am comandat ajutor de diferite dimensiuni, pentru că noi și la Bruxelles am trebuit să ne pregătim lămurirea și argumentarea economică, pentru că fără argumentare economică nu pot spune nimic, sunt argumentare. Evident, nu stau bine, pentru că asta este una complicată și este cu adevărat foarte grav, pentru că noi sunt ca un două. De fapt, nu este modificat. Și eu dacă am dat mai rapid, eu sunt tot pe real și am spus, și eu am spus,